thank you În această serie, în care încercăm să identificăm acele păcate din viața noastră care ne înfășoară sau să învățăm să ne ferim de altele care ar dori să ne înfășoare. În dimineața aceasta reluăm uh, unul din păcatele care le-am mai abordat în duminicile care au trecut, dar pentru că n-am fost foarte disciplinat în expunere. Mi-am lungit un pic vorbirea și atunci am decis să o împart în două. Și astăzi continuăm cu partea a doua. Voi relua, recapitulativ, așa, fugitiv, uh, câteva din lucrurile care le-am spus data trecută și vom continua uh, astăzi. Este vorba de imoralitatea sexuală. Așadar, Câteva lucruri am să răiau, apoi am să citesc un text din uh, 2 Samuel și vom continua. Data trecută spuneam că este mult mai ușor să previi decât să tratezi o cauză, o problemă. În acest sens, data trecută ne-am uitat la câteva lucruri care am zis că facilitează căderea în acest păcat al imoralității sexuale. Aminteam atunci câteva lucruri le voi relua. Apoi vom trece să discutăm puțin despre consecințele acestor păcate și vom încheia cu ajutorul Domnului cu un mesaj despre uh, cum se rezolvă. Dacă cumva ajungem în astfel de situații, cei de făcut. Spuneam atunci că o identitate slabă slab definită, slab conturată, facilitează căderea în astfel de păcate ale imoralității sexuale și făceam referire în mod special aici la uh, grija pe care noi ca și părinți să o avem când ne creștem copiii, să dezvoltăm în ei o, o identitate sănătoasă de copii al lui Dumnezeu. Un alt lucru care îl pomeneam data trecută este legat de faptul că hrănirea firii noastre pământești întărește firea noastră pământească și ea va cere drepturile. Și dacă eu seamăn în firea mea pământească lucruri care sunt fire și păcătoase, ele vor ajunge să îmi domine viața. Și atunci e foarte important să am grijă la felul în care trăiesc chiar și acel timp liber de recreație. Atenție la cele filme la care te uiți, ca, după cum spun cei mai mulți, ca să ne recreăm cumva, tocmai acolo, diavolul să semene semânța acestor păcate în mintea ta. În altele lucru la care făceam referire data trecută era legat de anturaj. Și uh, ne reamintim și astăzi acest lucru, e foarte important să avem grijă copiii noștri în ce anturaj cresc, în ce anturaj se dezvoltă. Al patrulea lucru care îl sublineam data trecută era legat de... Uh, acele lucruri care ne le permitem în relațiile dintre noi uh, și nu sunt chiar tocmai ok, dar uh, le acceptăm oarecum cu așa, oricare, oricare reținere, dar nu le condamnăm. La ce ne refeream? La un limbaj dublu? La aluzii cu conotații sexuale pe care colegii noștri poate le rostesc în jurul nostru uh, poate chiar ne se adresează nouă și noi nu luăm atitudine fermă, clar împotriva unui astfel de comportament. Și spuneam de data trecută că în aceste păcatele moralității sexuale nu caz peste noapte. E vorba de un proces. Ele de multe ori de aici încep. De la acest limbaj dublu, de la aceste glume neserioase, pe care dacă nu le condamni și nu le oprești, vor ajunge de la o vorbă cu dublu înțeles să se ajungă la un, o atingere de test. Un pic mai îndrăsneață și dacă nici asta nu o oprești și nici asta nu o, o, o stopezi, lucrurile vor avansa. Și la un moment dat te trezești unde n-ai fi vrut să ajungi niciodată. Și toate pornești de aici, de la chestiuni minore, de la, cum spune scriptura, vulpi mici. Un alt element care a dăunat mult și a distrus multe familii, sunt uh, acele consilieri, acele discuții pe care ni le permitem uh, într-un mediu nesecurizat. Și acceptăm ca persoană de uh, sex opus să vină să ne spună problemele pe care ei le au acasă. Că nu se înțelege bine cu soțul respectiv cu soția și în astfel de contexte se întâmplă foarte des ca cei doi să ajungă să păcătească chiar curvind. De aceea, recomandăm, cerem atenție la ce povești portați și cu cine le purtați. Sunt oameni specializați, sunt oameni uh, înzestrați de Dumnezeu care să trateze astfel de probleme, dirijați spre astfel de oameni. Nu vă asumați lucruri și răspunderi care nu țin de dumneavoastră că s-ar putea diavolul să facă victime chiar și în casa voastră. Un al șaselea lucru care îl pomeneam data trecută era legat de faptul că uh, neglijarea, neglijarea îndatorilor de soci și soție facilitează, ajută. Foarte des se întâmplă asta, ca de la acest aspect să se ajungă la păcatul curviei. De ce? Pentru că nu mai sunt atent la acel mediu securizat în care ar trebui să îmi cresc familia. Și când eu, ca și soț, nu mai am grijă de soția mea și nu îi împlinesc nevoile, totdeauna va ști diavolul să aducă în fața partenerului nostru, soțului sau soției noastre, o alternativă. Și va ști să o atât de frumos încât să-i se pare prins nu știu, luna de pe cer. Și asta e valabil atât când eu, ca și soț, îmi neglijez soția, cât și soția și atunci când soția își neglijează soțul. Avem nevoi diferite, pe registre diferite, dar atât soțul, cât și soția au îndatoria și citeam data trecută, nu mai recapitulizez acum textele în care uh, Scriptura e atât de realistă. Și Pavel spunea Chiar dacă vă învoiți să o faceți cu bună înțelegere, să vă lipsiți de îndatorarea de soț și soție, da? Dar spune Pavel pentru un timp limitat, ca să nu vă biruiască diavolul. Adică nevoile astea sunt reale. Dumnezeu de a creat acest context familia, ca în acest cadru nevoile noastre să le împlinim într-un mod sănătos și curat. Acestea le spuneam data trecută. În toate acestea Dumnezeu ne cere veghere. Ne cere să fim atenți. În acest domeniu al păcatelor imorale, ca și în multe altele, dar aici mai cu seamă decât în altele, Dumnezeu ne cere să fim extrem de vegheatori. Știți de ce? Pentru că nimeni nu este scutit. Și am să citesc în dimineața aceasta un text care ne vorbește despre un om foarte spiritual. Un om care avea darul de la Dumnezeu. Un om care a compus inuri spre slava lui Dumnezeu. Un om care a dus războaiele lui Dumnezeu și le-a biruit. Un om care a reîntregit împărăția lui Israel, dar care a fost biruit de acest păcat. A cărui viață aproape că s-a năruit de tot. Și este vorba de David. Și cum aș vrea să spun un lucru, dragul meu, dacă acest om acest titan, acest om despre care Dumnezeu spunea că a fost după inima lui, a fost biruit la acest nivel. Crezi că pe tine te va feri diavolul de această ispită? Ar fi să fii naiv să crezi asta. Haideți să citim textul. Și pentru că vorbim de consecințe, am să citesc din 2 Samuel, capitolul 12. Presupun că sunteți la curent cu ceea ce s-a întâmplat înainte de aceasta, păcătirea lui cu Batseba. N-am să mai citesc acest text. Vom citi din momentul în care omului Dumnezeu, Natan, vine și îl confruntă pe David cu păcatul lui. Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și a zis, Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul nu avea nimic decât o mielușă pe care o cumpărase, o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat, și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. Și acum uitați-vă la David ce face. Spune textul că David s-a aprins de mânie surprinzător. Când e vorba de mine, n-am atâta sensibilitate, n-am așa mare, uh, nu e atât de puternic simțul acesta al moralității. Dar când mă uit la ceilalți, tu unde furie? Asta s-a întâmplat și cu David. E mai ușor să vezi păcatul în viața celuilalt decât să te uiți la tine și să-l vezi la tine. David s-a prins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Nathan, viu este Domnul, cumul care a făcut lucrul acesta este vrenic de moarte. Și să dea înapoi patru miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Nathan, cred că a intervenit repede, nu l-a lăsat să mai rostească și alte lucruri. Pentru că toate astea se întâmplă înapoi în viața lui David. Și parcă îl întrerupe pe David și spune, David, oprește-te. Tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat de mâna lui Saul. Te-am făcut peste stăpân pe casa stăpânului tău. Am pus la sânăl tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului? Făcând ce este rău înaintea lui, ai lovit cu sabia pe orie hetitul. Ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu mâna filor lui Amon, cu sabia filor lui Amon. Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că mai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hetitul. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia, că ce ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Nathan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Nathan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind faptul acesta, fiul pe care ți s-a născut va muri. Și Nathan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care l-a născut lui David, nevasta lui Urie, și a fost greu bolnav. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit, și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. case casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voici și n-a mâncat nimic cu ei. A șaptea zi, copilul a murit. Slujitorul lui David s-au temut Ida de, de veste că a murit copilul, că zicea, când, ziceau, când copilul treia încă i-am vorbit și nu ne-a ascultat, cum să îndrăznim să-i spunem, a murit copilul? Are să se întristeze și mai mult. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau un șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi, a murit copilul? Și au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns, și a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului, s-a închinat, întorcându-se acasă, a cerut să se dea să mănânce și a mâncat. Și nu ei i-au zis, ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai. Și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci? El a răspuns. Când trăia copilul, posteam și plângeam. Că ziceam, cine știe? Dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul, Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David a mângâreat pe nevastă sa Baceba și a intrat la ea, s-a culcat cu ea. Iar a născut un fiu pe care l-a numit Solomon, care a fost iubit de Domnul. El a încredințat în mâinile procului Natan și Natan i-a pus numele Edidia, iubitul Domnului, pentru Domnul. Amin. Dragii mei, când citim aceste lucruri, poate am fi preferat să nu fie în scriptură aceste texte despre istoria lui David, dar ele sunt puse acolo pentru uh, înțelepțirea noastră. Primul lucru care aș vrea să sublinez în acest context al lecției noastre, uitându-ne la felul în care decurge textul, ne-am fi așteptat ca momentul în care Nathan îi spune lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Ne-am fi așteptat ca tot ceea ce a spus înainte să se șteargă odată cu iertarea. Și am să recitesc aceste versete. Acum, niciodată nu se, adevărta, se va depărta sabia din casa ta, pentru că mai ai desprețuit și pentru că ai luat nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul. Așa vorbește Domnul, iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Că ce ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David se pocăiește și Nathan îi spune, Domnul te iartă, nu vei muri. Primul lucru care aș vrea să-l învățăm în dimineața aceasta e că, deși Dumnezeu iartă, consecințele păcatelor rămân. Contrar așteptărilor unora dintre noi. N-am avea impresia câteodată, sau ne-ar plăcea, să credem că putem trăi cum vrem, să călcăm în picioare orice lege lui Dumnezeu și când spune, Doamne, iartă-ne, Dumnezeu nu numai că ne iartă, dar ne rezolvă toate problemele. Și ia de pe capul nostru toate consecințele păcatelor noastre. Dragul meu, nu ai cum să te aștepți la asta citind în Scriptură. Cunoscându-l pe Dumnezeu din Scriptură. Despre David. Dumnezeu spune: David te iert. Adică, ce înseamnă? Nu vei muri, pentru că plata păcatului este moartea. Și Dumnezeu l-a iertat pe David și a dat timp să se pocăiască, să se întoarcă de la păcatul lui. Și l-a iertat pe deplin. Și relația lui, a lui David cu Dumnezeu, s-a refăcut. Însă, consecințele acestui păcat i-au adus multă mărăciune lui David. Și exact cum spune textul, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. Și deci încolo au început conflictele în casa lui David. Și au început fiii lui să se moare între ei. Dragul meu tânăr, și mă adresez în mod special de data asta tinerilor, poate aveți impresia că până vă veți căsători, puteți trăi cum vreți voi. Că doar nu aveți nicio obligație față de nimeni. Și aveți poate impresia că, la un moment dat, vine înainte lui Dumnezeu, înainte să te căsătorești și spui, Doamne, iartă-mă! Și te pocăiești. Și poate ai impresia că cu asta ai rezolvat tot trecutul tău. Ascultă-mă bine. Dumnezeu nu se lasă să fie paciocorit, spunea Scriptura, ce seamănă omul aia și se cera. Da, Dumnezeu îți poate ierta păcatul. Dumnezeu nu te omoară. Dumnezeu îți dă șansa să te pocăiești și poți să schimbi sensul vieții tale, și să-ți asiguri un destin veșnic în prezența Lui Dumnezeu, dar consecințele neascultării tale de Dumnezeu s-ar putea să le suporți pentru toată viața ta pe acest pământ. Doar un simplu exemplu să vă dau, dragi tineri. Se propovodește astăzi în societatea noastră sexul liber. Poți să faci, să ai relații intime cu oricine, oricând vrei, la orice oră, fără nicio limită. Dar nimeni nu-ți spune statisticile nasoale a bolilor cu transmitere sexuală. Câte victime au făcut aceste boli? Nimeni nu-ți spune că au rămas milioane de copii orfani pentru că părinților care au fost infectați cu SIDA au murit. Nimeni nu-ți spune în tot acest mesaj că poți să contactezi boli cu transmitere sexuală care sunt nevindecabile. Le duci cu tine toată viața și ascultă-mă, Dumnezeu te iartă când vii înainte de a ajunge la altar. Îți iartă Dumnezeu toate păcatele, dar ascultă-mă bine, nu e Dumnezeu obligat să-ți și vindece acele boli. Și cât de penibil îi când vii înaintea partenerului tu de viață, soțului sau soției tale, să spui, uite ce cadou am eu pentru tine. Asta o por cu mine și -o voi purta toată viața. Și numai cu am eu, probabil o să-ți dau și ție. Cât de stânjenit ar trebui simți? Da, Dumnezeu îți iată păcatul. Tu poți să-ți refaci relația cu Dumnezeu. Dacă cu acea boală te vei culca și te vei scula în fiecare dimineață. Și asta e un element din multe altele. Spuneam și data trecută, domnișoarele cel mai tare se tem de sarcină. Dar vorbea unui medic cu asta se poate trăi. Dar nu vă gândiți, spunea el, la sutele de boli care le poți contacta prin acest mod de viață păcătos? Vedeți, dragilor, când Dumnezeu a lăsat legea Lui când a lăsat poruncile lui, când a pus limite, le-a pus ca să ne protejeze. Și apoi ca să ne dea plăcerea de a ne bucura de el într-un mod sănătos și într-un spațiu securizat, care se cheamă familia, atât. Și familia e formată dintr-un soț și o soție, ca să nu fie ambiguitate. Da? Și când noi călcăm în afara acestui spațiu pe care Dumnezeu l-a lăsat, o face pe propria noastră răspundere. Dumnezeu ne iartă păcatul, dar consecințele le vom purta toată viața noastră. Deci, dragul meu, când te gândești doar să flirtezi, doar să glumești, doar atingere, doar odată zici, dragul meu, gândește-te bine, că el a pachet tot nu poți să disești tu să alegi mi-au doar plăcerea și consecințele le las pentru alții. Nu. Să nu ne înșelăm. Orice păcat faci, Dumnezeu îl iartă. Poate să-l ierte Dumnezeu dacă ne pocăim. Dar Dumnezeu nu se obligă că ne va lua odată cu vina păcatului și consecințele. În al doilea lucru care aș vrea să-l sublinez e legat de faptul că deseori tinerii și și adulții înțeleg foarte prost ce înseamnă libertate. Și îi auzim astăzi pe cei mai mulți spun în domnule, când e vorba de a străi plăcerile de acest fel, ai libertate. Nimeni nu te poate constrânge. Și cu, această, cu acest deziderat în minte să fiu liber, și în numele libertății, cei mai mulți oameni comit o crămadă și o sumedenie de păcate. Dar atenție! Al doilea lucru care vreau să-l în dimineața asta e că ești liber când semeni. Dar vei fi obligat să culegi ce ai semănat. Când semeni, poți să alegi ce semeni în viața ta. Dar pentru că consecințele le rămân, nu ai cum să triplezi. Ce semeni în viața ta, aia vei culege. Astăzi când semeni, ai libertatea care îți place. Și poți uza de liber arbitru. Dar când vor veni consecințele în viața ta, nu vei mai putea alege le iau la pachet sau nu le iau la pachet. Nu, ele vor veni, pentru că este o lege pe care Dumnezeu lasă în un univers. N-ai cum să semeni grâu și să culegi mălai. Sau să pui morcovi și să semeni, carto să, să, să semin, e, morcovi și să culegi din strat cartofi. N-ai cum! N-ai cum! Și în, această, în, acest univers Dumnezeu a lăsat legi și principii pe care nu și le va încălca pentru că așa vreau eu. Nu! Dumnezeu îți dă libertate. O ai în sezonul semănatului. Și atunci te crezi pun pe lume. Dar roata se învârte timpul trece și vine sezonul culesului și acolo ce ți-ai pus în strat, aia crește. Deci, dragule, fii atent cum uzezi de această libertate. Și trei, am să sublinez la acest punct că păcatul din calea afară de păcătos, cum spune Pavel, adică este un citat preluat din limba engleză Păcatul totdeauna te duce mai mult decât vrei să mergi. Păcatul te va costa totdeauna decât ești dispus să plătești și păcatul te va ține totdeauna mai mult decât vrei să stai. Și asta s-a aplicat atât de tureros și în viața lui David. Și se aplică în viața oricurii calcă în picioare. Voia lui Dumnezeu cu privire la aceste lucruri. De cele mai multe ori când oamenii păcătuiesc, se gândesc doar la atât, a, un simplu privire, un simplu fruit, a, nu e nicio problemă și un mesaj așa cu două înțelesuri și dau oarecare stare de te face să te simți important sau importantă, mai ales când accepti astfel de, 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 de lucruri din partea colegilor, da? Oprește-te bine în momentul ăsta și gândește-te că în acel moment se decide capătul liniei. Nu te vei opri când vei dori tu. Păcatul totdeauna va veni la pachet cu alt păcat. Te va înrobi. Ai impresia că îi stăpân pe tine și că tu te oprești când vrei. Nu este așa. Și istoria tuturor oamenilor care au căzut dovedește acest lucru. Și Biblia, deasupra experienței noastre, vorbește foarte clar. De aceea și tema este păcatele care ne înfășoară. Și până la urmă te împietresc. Și cât a fost de împietrit David, dragii mei, încât a recurs atât de ușor, parcă pe negănit, în a stat, urii să moară. Și din păcatul curviei, a ajuns să fie un criminal. De ce? De ce? Pentru că n-a înțeles că prima dată când s-a uitat la Baceba, deja a devenit un criminal. A, ah, nu s-a petrecut peste noapte. Dar A fost un proces Odată, pornită, piatra din vârful muntelui, nu mai oprești când vrei. De aceea soluția este foarte simplă. Fugi de poftele tinereții, spunea Pavel lui Timotei. De, aste, de păcatele aceste, dragul meu, n-ai altfel cum să scapi. Sau cum spunea Domnul Iisus Hristos, dacă ochiul tău te face să cază în păcat, scoate-l. Dacă mâna ta, tai -o. Că e mai bine să ajungi olog, ciung, orb în împărăție decât să ajungi cu trupul întreg. Da, în ghenă, spunea Iisus. Da? Dragul meu, păcatul te va duce mai mult decât vrei să mergi. Te va ține acolo mai mult decât vrei să stai. Și te va pune să plătești mai mult decât ești tu dispus să plătești astăzi. Vai cât stați! Nu regretă acele momente de la început, când văd că acum copiii lor trebuie să fie crescuți de altcineva. Când ar merge și ar spune o vorbă bună copilului, dar cui să-i spună? Pentru că el a trăit cum a vrut și a distrus viața, au ajuns familiile să divorțeze și acum, normal, pe de-o parte, lucrurile s-au schimbat. Și lipsesc multe instrumente pe care poate ai fi putut uza de ele într-un context normal. Și stai și regreți și te întrebi. Oamenii ăștia știut ce au făcut de la început s-au gândit la un moment dat care este capătul procesului. Și -a spus, este foarte simplu. Nu, că ar trebui să fii nebun de-a binelea, să știi unde vrei să mergi. Și tot să ajungi acolo. Vă recomand să citiți acasă proverbe, capitolul 4, 5, 6. Am să le mai citesc acum. Aproape, în fiecare capitol, Înțeleptul îl sfătește pe fiul lui cu privire la acest domeniu, pentru că este atât de tentant. Și dă învățături și revine din nou la, aceste, la această temă, să se firească de pușel, buzele înșelătoare ale unei curve. Pentru că vorbele ei sunt dulci la început, dar la umă sunt ca pe linul de amare. Și pentru o femeie curvă spunea înțeleptul, omul de tot ce are. Au văzut oameni distruși de acest păcat? Crezi că eu știu de la început că acolo vor ajunge? Exact asta spunea Solomon. Vor ajunge să muncească pentru alții. Își vor nărui casa. Crezi că eu știu de la început? Nu. Mulți zic, oh, dacă mi-ar fi spus cineva. Aici se ajunge când te joci cu voia lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. De dacă ești tânăr, că ești mai în vârstă, că ești bărbat, că ești femeie, cu păcatele astea nu avem ce să ne jucăm. Singura cale ca să ești biruitoare, biruitor din acest păcat, este fuga. Trebuie să te depărtezi de orice ispită. Trebuie să oprești orice vorbă cu dublu înțeles, cu aluzii sexuale. Trebuie să oprești ferm orice gest care nu este sănătos, Și pe de altă parte trebuie să te ocupi de sufletul tău și să pui acolo tot ce ține de iubirea de Dumnezeu pe de-o parte și pe de altă parte, dacă ești căsătorit sau căsătorită, trebuie să te ocupi de căminul tău, să-l grăjești în fiecare zi, ca acolo să fie dragostea lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să mergem mai departe. Cum putem rezolva astfel de păcate dacă ele s-au petrecut în viața noastră. Ideal e să nu ajungem acolo, dar ne uităm la David și vedem că s-a întâmplat. Sunt alți prieteni de noștri, poate, care, ca și David, sunt poate în etapa în care au făcut-o, au comis-o, dar încă nu se știe. Încă nu s-a aflat, încă nu s-a dat pe față. Ce faci? Stai și zici, mă, nu-i treaba mea este pastor, să-și rezolve pastorul problemele și este oarecum comod. Primul lucru care îl învățăm în dimineața aceasta, dragul meu, despre cum putem rezolva problema, e că orice păcat trebuie să fie confruntat. De aici începe. Omul acesta era într-o orbire atât de mare, David, și ca toți oamenii care cad în astfel de păcate. Simțul moralității când era legat de ceilalți, era foarte fin. Ce a zis? Patru miei se dea înapoi pentru mielușea. Este vreodată de moarte. Ah, când e vorba de alții. Da, David, dar tu ești ăla. A, schimbăm un pic lucrurile atunci, nu? Ce vreau să sublinez? Că rațiunea lui nu mai funcționa. Dacă ne-am fi așteptat ca David, de unul singur să se trezească. Din nenorocirea lui? Nu cred. De aceea a avut nevoie să vină un om al lui Dumnezeu să-i spună David, ai păcătuit. Ok, maniera în care a făcut-o ține de tact. Eu cred că acest om s-a gândit dacă nu reușesc pe David să conving viața mea acolo se sfârșește. Mă duc și cred că a avut curaj se margă să-l înfrunte pe împăratul, și i spună David, ești un curvar și ești un criminal. Nu sună bine. Și sabia împăratului era decizia de viață sau de moarte. De aceea cred că și-a ales bine cuvintele și-a ticluit bine povestea, ca să fie sigur că se face înțeles. Dar acest om l-a confruntat pe David. Și de aici începe și pocăința oricărui altcuiva. De aceea, vegem unii asupra altora și când unul dintre noi cade într-o greșeală, cum spune Pavel, noi trebuie să-l ridicăm cu înțelepciune și cu duhul plândeții. Dar trebuie omul făcut conștient, confruntat de păcatul lui. Al doilea lucru, orice păcat care ajunge să fie cunoscut, văzut, recunoscut, confruntat, el trebuie mărturisit. Aș vrea aici să sublinez un lucru. Mărturisire nu înseamnă regret. Știți ce e? Care -i diferența? Uh, normal, când pierzi un lucru, când îți dai cu ciocanul peste deget, suferi, te doare, nu? Ai nu și pocăință acolo neapărat. Regretul nu înseamnă pocăință totdeauna. E o părere de rău. Sunt foarte mulți oameni care ajung, conștientizează păcatul, au regrete în inimă și da, dacă ar da timp înapoi, unii dintre ei poate n-ar mai face ceea ce au făcut. Dar regretul nu este suficient. Trebuie să fie acea declarație, acea mărturisire clară fără ambiguități, în care omul trebuie să spună am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, în primul rând, și apoi împotriva celorlalți. El trebuie să definească clar ceea ce a făcut ca fiind un păcat împotriva lui Dumnezeu. Nu doar că îi pare rău că și-a stricat relația cu copiii, cu familia, cu soția, cu soțul, cu prieteni. Trebuie să fie acea luare de poziție foarte clară. Știți cum ne mărturisim unii păcatele? Doamne, dacă am păcătuit împotriva ta, poate, nu știu, iartă-mă. Asta e bătaie de joc. Cum adică? Fine, Doamne, dacă cumva, nu știu, poate că... Tu știi, Doamne, și știi tu că... Na, îmi cunosc bine păcatul meu, spunea David. Și fără de legea mea, stă necurmat în fața mea. Până când am tăcut, mi se topeau oasele de... Auziți? De? Cemele? Cemetele mele necurmate? Îi părea rău la David? Îi părea? Și-a mărturisit păcatul? Nu, Abia momentul în care a venit Natan și l-a confruntat, David a recunoscut și a zis, am păcătuit. Părerea de rău nu e suficientă. E necesară, dar nu e suficientă. Trebuie să fie acel act, acel uh, moment în care te declari vinovat înaintea în Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și aici aș vrea să subliniez un lucru. Dacă păcatul comis de mine afectează toată comunitatea, eu trebuie să mă pocăiesc în fața întregii comunități. în zona de influență în care mi-am comis păcatul, acolo trebuie să mă și pocăiesc. Și asta se aplică la absolut orice păcat. Și dacă ai fost cu Gilmel de rigoare bărbat când ai făcut-o, fi bărbat ce recunoaște când ai fost prins cum muța în sac. Adică nu ne este rușine să o comitem de multe ori, dar după aia ne este rușine să recunoaștem că am făcut-o. Vedeți cum ne joacă mintea cel rău. Adică atunci când păcătuim foarte mulți din cei care păcătuiesc în felul acesta să cred foarte mari bărbați și eroi. Dar când sunt confruntați, nu toți recurg la pucăință să spună da, am recunoscut, am păcătuit. Dragul meu, Prima soluție, prima, primul pas este confruntarea, al doilea este pocăința prin mărturisire. Acea mărturisire concretă, clară, nu cu expresii vaci. Doamne, așa, la general, iartă în toate păcatele. Care? Știți de ce insist pe acest lucru? Pentru că niciodată un om care nu recunoaște că a greșit, care nu își mărturisește păcatul, nici nu se va lăsa de el. Nu ai cum! Nu ai cum să protejezi în tine însuți un păcat, să-l ascunzi și să pretinzi că te-ai lăsat de el. Nu există, pentru că acel păcat te muncește, acel păcat te înrobește, acel păcat te înfășoară și până nu te mărturisești de el, va ajunge să te împietrească. Asta spune cartea evrei. Te înșală, te înfășoară și te împietrește păcatul. De aceea singura șansă pentru tine este la de el, mărturisindu-l, condamnându-l, spunând același lucru despre ce ai făcut, ceea ce spune Dumnezeu despre acel lucru. Anume că e păcat și că l-ai nicinstit pe Dumnezeu. Altă cale nu este. Și apoi, dragul meu, odată un păcat confruntat, mărturisit, el poate fi iertat. Și asta este vestea bună pe care Dumnezeu ne-o dă. Și de acest păcat, ca și de altele, Dumnezeu abia așteaptă să te ierte, abia așteaptă să te ridice, abia așteaptă să te repună din nou în aceeași relație de tată fiu cu el. Dar, repet, consecințele rămân. Uitați-vă la David a în viața lui dispreț față de cuvântul lui Dumnezeu. Și asta îi reproșează lui, Dumnezeu, lui David Dumnezeu. David, ți-am dat, ți-am făcut, te-am pus, dar tu mai disprețuit. A disprețuit David autoritatea lui Dumnezeu, asta a semănat el și ce-a cules în viața lui? Dispreț din partea lui Absalom. I-a subminat autoritatea, chiar Absalom, fiul lui. A în viața lui Curvie și ce Una din fiicele lui a fost necistită chiar de unul din frații ei. Nu mai vorbesc de nevestele pe care Dumnezeu spunea că ele va, îl va umili pe David prin alții, da? Asemănat moartea. Ce Patru copii au murit. Patru copii au murit. Dar cum ai impresia că te joci cu păcatul. Ai impresia că îl stăpânești. Ai impresia că sunt lucruri care, a, când vrei tu, le gestionezi cum vrei tu, le controlezi tu. Nu este așa. Nu este așa. Te joci până la un moment dat. Dar ceea ce face în ascuns, dar tot ce facem în ascuns va fi dat pe față, spune Scriptura. E o iluzie. Trebuie să fii Nebun să crezi că ceea ce tu faci în ascuns nu va fi descoperit. De aceea, când vine această ispită, așa te gândești, ca și cum deja ai fi în fața unei comunități întregi, dând socoteală de acel păcat. Îți va pieri t Sau, gândește-te, cum ar fi dacă soția sau soțul tău te-ar trata cum tratezi tu problema? Iar îți va pieri t Dragii mei, eu mă opresc aici și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să fugim de păcat. Și să nu ne uităm unii la alții să credem că suntem superiori. Avem aceeași carne, aceeași fire, ca și înaintea și noștri. Și dacă David n-a fost atent, a căzut. Și dacă eu nu voi fi atent, voi cădea. Și dacă oricare din noi de aici nu vom fi atenți și vom fi neveghetori, vom cădea și noi. Dumnezeu să ne ferească. Și dacă cumva vom ajunge în astfel de gropi adânci, dragii mei, chiar și în consecințele acestea pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră, vedem Harul lui Dumnezeu. Acest copil născut pentru prima dată de Baceba lui David a murit. Dar textul pe care îl citeam astăzi se încheie cu nașterea lui Solomon, a unui fiu iubit de Dumnezeu. Și este oarecum un moment marcant în care Dumnezeu marchează faptul că relația lui cu David s-a restabilit, s-a restaurat. Dumnezeu îți oferă har. Dumnezeu iartă neobosit. Abia așteaptă Dumnezeu să te întoși la El cu pocăință. Că e vorba de păcatul ăsta sau că e vorba de alte păcate, Dumnezeu ne cheamă la pocăință. De aceea voi invit să ne în picioare. Și aș vrea să încheiem seara asta. Uh, rugându-ne înainte de Dumnezeu. Și așa, dragilor, pentru noi bărbații, să venim înainte lui Dumnezeu și să ne pocăim, n-am ajuns, majoritatea dintre noi, să comitem astfel de păcate la nivel fizic. Dar Domnul Iisus Hristos ne spunea că doar cine se uită la o femeie ca să o poftească și păcătuit cu ea în inima lui. Haideți să ne pocăim în dimineața asta de orice gând, de orice privire pătimașă, păcătoasă de orice privire asupra, nu știu, unor imagini care nu l-au onorat pe Dumnezeu și ne-au întinat mintea. Dumnezeu să ne ierte. E vorba tot de același drag al curviei. Să cerprește pe noi. Pe de altă parte, dragi surori, dacă vreodată ați fost neatent în ce ne privește vestimentația și v-ați îmbrăcat provocator pentru alți bărbați, Dumnezeu să vă ierte, să vă pocăiți astăzi? Dumnezeu ne cere decență. Și vai de cel prin care vine prilejul de păcătorie, spune Scriptura. Doamne, ferește-ne de acest lucru. De aceea, la nivel de comunitate, suntem atenți la acest aspect. Nu doar în biserică trebuie să fim decenți și la locul de muncă și peste tot. Să nu fim noi o pricină de păcat pentru alții. Haideți să continuăm să ne rugăm.